Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă prezint acest multimetru care l-ați mai văzut în clipul cu acel redresor, clipul precedent. Este foarte bun, foarte calitativ. Asta, până la urmă, asta ne interesează pe toți. Și bineînțeles, ieftin. 90 de lei parcă, până într-o 100 de lei oricum. Vreau să-mi iau alt model, dar până la urmă nu l-am mai avut pe ăla și l-am luat pe ăsta. Oricum are funcția care pe mine mă interesa, adică și măsurarea temperaturii. O să vi-l prezint imediat, dar prima dată să vă arăt așa, să vă arăt firele. Da? Conectorii. Aceste fire au 80 de centimetri lungime. Vedem aceste borne destul de calitative. Deci 80 de centimetri plus și minus, plus întotdeauna e ăsta roșu. Dacă le inversați, să zicem că puneți plus la minus și minus la plus, o să vă apară cu minus aici sus. Și mai avem aceste fire pentru măsurarea temperaturii. Aceasta este o sondă. Da? Are lungimea de 1 metru. Foarte ok. Vă arăt imediat. Ăsta este ambalajul. Se numește OvidSen Smart Home France, dar este făcut în China. Multimetru digital, merge pe două baterii AAA. Vedem că este made in PRC, adică China, nu e niciun fel de problemă. Este ceva franțuzescu, numai că e făcut în China. Acum, ce vedeți voi, asta este o husă albastră, un fel de silicon, foarte ok. N-am știut acest lucru fiindcă a fost sigilată, dar am văzut la urmă când am venit acasă, când am desfăcut. Deci să desfacem. Da? Nu știu pe unde să bagă bateriile. Probabil să desfac aceste șuruburi și aici în interior sunt. Bun. El este foarte mic. De o șchioapă. Foarte bine realizată această husă de protecție. Aici în spate avem de asemenea să stea frumos, da? Un fel de spătar. Și acum să trecem la prezentarea lui. Bun, o să-l țin așa închis. În primul rând, trebuie dat neapărat pe off să nu ne descarce bateria, da? Nu prea mă pricep eu cu electronica cu astea, dar eu vă spun. După ce l-ați pornit, asta e lanterna, o să se aprinde ecranul. Dar aici avem funcția de memorare, o să ne țină valoarea aia. Să... Da? Aici avem primele două funcții, 600 și 200 de volți. Dacă vrem să măsurăm la priză, selectăm valoarea mai mare, de exemplu de 600. Dacă măsurăm pe 200, nu o să ne arate. Valorile astea, probabil intensitatea, nu știu exact. Aici avem funcția de temperatură. Pentru lucrul ăsta trebuie să-i scoatem bornele astea cu sondele și să-i băgăm celelalte două
două sonde, întotdeauna punem negru în mijloc, adică minusul, iar aici punem roșu, vedem că și scrie aici grade Celsius și miliamperi, da? Când vrem să măsurăm câți amperi are o baterie, dar nu măsoară decât până la maxim 500 de miliamperi, da? Și acum ne arată temperatura care avem pe sondă, ia să vedem. ...0,5 grade, da? Dacă am testat, am pus pe o sobă încinsă, ține undeva până la 80 de grade, mai mult nu, iar cu minus undeva până la minus 40, din câte aduc aminte. Se poate folosi în aer, pe perete sau temperatura corporală, da? ...29 de grade între degete aici, sau într-un recipient cu apă se poate băga ușor să măsurăm temperatura apei. Bun. Acum trecem la următoarea funcție, care nu știu exact de la ce este funcția asta. Nici asta nu știu de la ce e. Ăstea la alte măsoară, astea la alte măsoară în ohmi, după acest simbol. Nici astea nu știu. Iar în partea asta aici o să ne măsoare voltajul, dar la bateriile mai mici, da, dacă vrem să măsurăm pe alea de 12-24 de volți, la alea de 12 volți să selectăm pe asta mai mare de 20 de volți. Băgăm aceste cabluri, roșu în dreapta și negru întotdeauna în mijloc. Da? Și acum punem la bornele bateriei și o să ne măsoare, da, la alea de 12 volți. Iar la alea mai mari de 24 de volți, să zicem, să vedem dacă ține tensiunea, dăm pe asta mai mare de aici, bănuiesc. Dar eu n-am baterii de 24 de volți. Și după aia îl închidem. Cam asta este. Acum, bineînțeles, cine e în domeniu să pricepe mult mai bine. Să nu încurcați aici firele. Foarte important. Încă o dată vă arăt modelul. Ăsta este Ovidsen Cat 3 600 de volți. Cam asta a fost prezentarea. A venit și la noi zăpada în sfârșit, dar nu e prea frig. Sănătate și numai bine!